Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și în minutele următoare vă propun să descoperim resursele educaționale deschise. Pentru început să identificăm câteva platforme curente. Apoi să răspundem la întrebarea cum adaptez sau modific un red. Vom începe cu testele în Google Forms. Continuăm cu redurile video de pe YouTube. Prezentăm programe gratuite de editare video. Geniali vă dă posibilitatea de a da interactivitate unui video. Resursele livresc nu pot fi modificate direct, dar există șabloane. Prezentările PowerPoint întotdeauna vor fi utile. Cum organizăm red-urile? Pe Google Classroom, pe Microsoft Teams, pe propriul canal de YouTube. Când și cum folosim red-urile? Cât mai des, dar nu în mai mult de la activitate. De ce e nevoie de digitalizare educației? Care este strategia Ministerului Educației? Știați că PNRR oferă 478,5 milioane de euro? Vă mulțumesc și vă spun la revedere!